A fost semnat contractul de finanțare pentru construirea unei piste pentru biciclete în Comuna Țuțora. Valoarea proiectului derulat prin PNRR este de peste 2 milioane de lei. Indicatorii de proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor sunt pistă pentru biciclete cu o lățime a benzii de 1,5 metri, inclusiv marcajul de delimitare în lungime de 6 km și două stații de încărcare mașini electrice. Pista pentru biciclete va fi construită în zona adiacentă drumului județean 249E și drumul județean 249D.